Bună, fetelor! Bine ați venit la un nou tutorial. De data asta este vorba de un machiaj de iarnă în tonuri reci și cu intensități speciale. O să vedeți că o să facem mai multe opțiuni ale acestui machiaj și sper să vă placă. Am primit request-uri în privința unui machiaj mai friguros, mai de iarnă. Sper că o să fiți mulțumite. Și urmăriți mai departe dacă vreți să vedeți cum l-am obținut. Am folosit deja fond de ten, vitaliniat la Chanel. Sub ochi am aplicat corectorul Erase Paste de la Benefit. Pe pleoapă și puțin sub bază de fază criolan. Pe imperfecțiuni ce am folosit. Am folosit Boeing de la Benefit pentru puțin contur foarte natural. La masca Cream Pigment and Hollow. Dar acum o să aplicăm iluminator. O să încerc să folosesc cât mai multe produse formă lichidă sau cremă. Iluminatorul este formă lichidă. Am ales din nou High Beam pentru că este... are un subton mai rece. Și aplic și sub sprânceană. Aplic din belșug. Și restaurez. Nu o să folosesc pudră matifiantă sau de fixare, pentru că vreau ca lucrul să fie, să aibă acel glow, acea strălucire. O să fixez doar corectorul de sub ochi. Și unele imperfecțiuni pe care le-am dat cu corector. Pe pleapă o să aplic un alb scripticios. Eu folosesc Topshop Smoky Eye Palette cu o pensulă mai mare. Și în colțul intern. Iar ca să definim puțin pliul, un gri rece, gri albăstrui. Și sub ochi. Luăm prima pensulă și stampăm marginile. Mi-am remelat genele sus și jos și deocamdată atât. Iar pe buze o să încerc o combinație din rujuri. Cam asta e culoarea pe care mi-o doresc. Am folosit Sephora R24 în mod închis. Și Sephora R23, mai mult asta. Ați văzut, aplicat cu degetele ca să intre în textura buzei, dar acum o să tapotez. Cam asta e locul inițial, puțin așa... frostbite, înghețat, rece, cu sclipici puțin, simplu, dar o să încerc să adaug câteva elemente ca să-l fac puțin mai intens, și anume un creion de ochi aliniat pe waterline de sus și de jos și o să vă arăt imediat cum a ieșit. Ok, asta e lucrul cu un puțin eyeliner pe linia apei. Și puțin din fabula gri deasupra linia genelor.
pentru mai multă definire a ochilor. Sper că v-a plăcut acest tutorial și vă aștept la următorul. Pa, pa, vă pup!